Salut, prieteni! Astăzi să vă prezint o platformă, probabil unii dintre voi o cunosc, alții nu. Este o platformă de trading online, da? Se cheamă StoneGain. Aici tranzacțiile se fac uh, între criptomonede și USDT, acel Tether. Sunt posibilități de a tranzacționa. Bitcoin USDT, Ethereum USDT, Ripple USDT, Litecoin USDT, Bitcoin Cash USDT, da, și multe alte criptomonede. Platforma este recomandată celor care au cât de cât experiență în trading, da? Mai are și un robot de minare, da? Se poate câștiga Bitcoin efectiv fracțiuni de Bitcoin, odată la 4 ore. Acel robot se poate folosi de cei care nu au experiență, iar când ajung la suma de 10 dolari, o pot retrage, dar atenție, nu o puteți retrage într-un cont personal. Va trebui să faceți cel puțin două, trei tranzacții pe această platformă ca să puteți după aceea retrage bănuții. Da? Este gratis adevărat, dar știți voi, gratis, gratis, dar totuși trebuie să faceți și ceva pentru a câștiga acei bănuți. Imediat ce veți avea cei 10 dolari, pentru că platforma este setată pe 10 dolari minim, va trebui să folosim această opțiune, iar aici ori 5, dar atenție, va trebui să folosim un stop loss, pentru că, bun, Poți câștiga 50 de dolari, dar tot de bine poți să pierzi cei 10 dolari mult mai repede decât uh, ți-ai imagina când sunt uh, fluctuații mari pe piață, da? O să vă arăt imediat și tranzacțiile de, în ziua de astăzi. Au fost uh, în jur de 10 tranzacții, cred. Și o să vă explic un pic cum se procedează, da? Bun, pentru a intra pe plafon, vă creați un cont. Vă deschideți un cont. Aici vă adăugați o adresă de e-mail, un număr de telefon cu prefixul țării, o parolă, da? Vedeți că vă spune că trebuie să fie o caractere, să fie o literă mare, să aveți și o cifră cel puțin, da? Să fie cele două căsuțe bifate, după care dați continuare, după aceea mergeți la adresa voastră de e-mail, primiți un mesaj faceți confirmarea și după aceea vă puteți loga. Imediat după ce ați intrat în cont, veți găsi Interfața aceasta cu acest grafic, unde se poate urmări e, tranzacția respectivei criptomonede, depinde ce monedă alegeți să tranzacționați, iar aici, în partea dreaptă, se fac setările pentru tranzacționare. Pentru a ajunge la acel miner, îl găsiți aici, pentru cei începători, dați click pe el. Și aici, la fiecare 4 ore, veniți, dați un click în această zonă și va începe minarea pentru următoarele 4 ore, da? Imediat ce aveți 10 dolari sau peste, să activează acest buton și puteți face retragerea. Retragerea de aici se va aduce în contul vostru și, repet, va să aveți cel puțin 2-3 tranzacții ca să puteți retrage banii. Altfel, nu se poate. Să fie clar, da? Bun, dăm un click ca să continuăm cu minarea, da? Rezolvăm acest cod CAPTCHA. Iar în acest moment va mina fracțiuni de Bitcoin. Să mă la trading. Eu fac tranzacții cu Bitcoin, deci Bitcoin contra USDT. Am în jur de 23.000 de dolari aici. Haideți să vedem și tranzacțiile, văd că mi s-a închis ultima tranzacție. Ia să vedem. Haideți să vedeți azi, 11 mai, câte tranzacții am făcut toate sunt câștigătoare, da? Începem de pe 11 de aici, da? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tranzacții. Sunt în jur de 200, cred că 230 de dolari mai mult sau mai puțin, da? Acești bănuți sunt câștigați astăzi. Ok? Dacă mai am timp, o să mai continui cu ceva tranzacții. Dacă nu, o să las un ordin deschis pentru ziua de mâine. Cum procedez eu? De exemplu, Puteți merge pe 100, 200, 500, 1000, 2000 de dolari, da? Dar cum riscul este mare dacă nu aveți, în special dacă nu aveți experiență și piața este volatilă, v-aș recomanda să începeți cu cei 10 dolari, dacă îi aveți, câștigați în urma minării Bitcoin. Dacă nu, veniți cu ceva bănuți aici și puteți începe cu 10, 20, 50, cum cât vreți voi. Ei recomandă cel puțin minim 200. O să pun un ordin de 2000 și o să aștept să se închidă acel ordin. Când se va închide, în momentul în care va atinge o anumită valoare. Vă cum vedeți, eu merg pe 1000 cu mulți cu 5, deci nu mai mult. Aici vedeți că este dat atenție când faceți setările. Să modificați aici că este mulți cu 300, indiferent și dacă ați avea 10 dolari mulți cu 300, pierdeți bănuții foarte repede dacă piața e în scădere. Da? Bun, hai să vedem. Deci 1000, aici ori 5, care este minimul, mai puțin nu se poate. O să merg aici la take profit. Când va atinge 300 de dolari, ordinul se va închide. Dacă vreți să vă securizați bănuții ca să nu pierdeți prea mult din cei 1000 de dolari sau 100 sau cât aveți voi acolo, puteți pune un stop loss. Da? Asta înseamnă că la o scădere de 300 de dolari, ordinul se va închide. Deci în loc să nu veți pierde cei 1000 de dolari, în totalitate veți pierde doar 300. Dar, ca să nu pierdeți atât, puteți modifica această setare și să zicem puneți 50 de dolari. Asta înseamnă un 5% doar, deci dacă prețul din acest moment sau din momentul în care lansați tranzacția scade cu 5%, automat se va închide, da? Respectiv, același lucru puteți face și pe Take Profit, să zicem că ați vrea ca profitul să fie 30 de dolari sau de ce nu 50. Da? Și imediat după ce ați verificat setările să fie în regulă, dați clic. Cumpărare, eu am tranzacțiile, le fac manual, adică închid eu când consider că câștig gestorul de bunicel, de exemplu aici la 24 de dolari am închis manual, da? Deci, stop lost, setarea, verifica setarea din nou, setați cât credeți că vă avantajează în cazul în care uh, piața e contra voastră, dați clic cumpărare. O să vedem aici la ordine active acesta s-a activat, avem stop loss activ, take profit. Ok, cam atât de moment. În descriere aveți un link, e adevărat este un link de afiliere, cine se înscrie după acel link. În momentul în care are o problemă de rezolvat, mă poate contacta pe Telegram și îl pot ajuta. Cei care nu s-au înscris, nu-i problemă, găsiți informații, dacă aveți nevoie, în spațiu virtual, pentru că sunt, într-adevăr, multe rețele de socializare, YouTube, Twitter și așa mai departe, unde vă puteți informa dacă aveți nevoie de ceva anume. Ok, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like, să distribuiți acest dacă v-a plăcut, la revedere!